Operatorii care prestează servicii publice de alimentare cu apă și canalizare vor încheia contracte individuale cu fiecare proprietar de locuințe la solicitarea uneia dintre părți. Contractele se vor semna în termen de 30 de zile din momentul depunerei solicitării. Un proiect de lege în acest sens a fost votat de către Parlament în lectura finală. Am reușit totuși ca Parlamentul să voteze astăzi în a doua lectură modificări la legea apei care prevedea acele diferențe de contoare să fie puse pe spatele cetățenilor noștri și care fiecare persoană primea conturi la sfârșitul lunii, indiferent de volumul consumat de apă, primea în cap suplimentar care 5, care 10, care 20 de cuburi, ceea ce duce la cheltuieli suplimentare pentru cetățeni. Astăzi Parlamentul a votat legea prin care a fost obligat furnizorul de apă, precum și ca exemplu cum este furnizorul de gaz și de lumină electrică, de astăzi înainte, să spunem așa, dar cred că timp de o lună de zile va fi publicat în monitorul oficial și din acel moment fiecare cetățean are drept să adreseze la apă canal pentru ca să încheie contract individual cu apă canal și respectiv va achita doar suma care este cantitatea de apă care este consumată de către el potrivit contorului personal care este instalat în apartament. Serviciile publice de alimentare cu apă și canalizare sunt prestate în baza unor contracte încheiate cu toți proprietarii apartamentelor din bloc, iar volumul de apă consumatorilor de unii locatari și neachitat de către aceștia este pus pe seama proprietarilor care își onorează plățile. Proiectul de lege a fost votat de către 81 de deputați. Alte două inițiative legislative în domeniul alimentării cu apă și canalizare urmează să fie comasate și vor reglementa implementarea noilor prevederi.